tuturor și bine v-am regăsit la un nou vlog. Eu sunt DJ Matei și astăzi mergem la Curtea de Argeș, unde avem ultimul eveniment din sezon, alături de Mădălina Coca and Band și alături de minunata echipă Super DJ. O să avem un eveniment pe cinste, muzica o să fie blană, forță, totul pregătit. Mergem spre Curtea de Argeș, montăm, de fapt descărcăm mai întâi, descărcăm toate echipamentele și o să vedeți că Super DJ folosește doar echipamente de top. Și după mergem, descărcăm, montăm totul și ne vedem la eveniment. Ciao! Dragilor, am ajuns la Premier Ballroom alături de Cristi de la echipa Super DJ și ne pregătim să descărcăm echipamentele acum, să le ducem în sală și o să vedeți imediat că am făcut un timelapse frumos cu tot procesul de descărcare și revenim de la montaj. Asta e viața de artist. Ziua vesel, noaptea trist. Cam și acum ne-am pus pe montat aici alături de Mr. Cristi Nagy. Light jockey-ul nostru la Super DJ, the best of the best. Am apucat să montăm prima parte de sunet și pe sunet avem astăzi KV de care, Cristi? ES. KV ES, top sunet, undeva la 50.000 de euro e setup-ul ăsta de sunet, deci Super DJ merge doar cu scute de calitate, top notch. Da. O să avem și grindă de lumini formată din beam-uri. Ce mai avem? Beam-uri, wash-uri. E bun. Din păcate nu avem voie să folosim fumul. Da, nu avem voie să folosim fumul pentru că avem instalații de incendiu și automat ne lasă fără curent. Dar astea sunt mici detalii, da? Montăm tot sunetul lumii și revenim și cu un cadru complet aici, de la Premier, de la Curtea de Argeș. O avem aici pe Raluca Matei, fotografic, care în momentul de față ajută la montarea efectivă a scenei. Ia zi, zi-ne cu ce te ocupi acum, cu ce ai montat. Laudă-te un pic. Montez pupitrul DJ-ului. Pupitrul DJ-ului. Pupitrul care este aici. Și DJ-ul ăsta și filmează în timpul ăsta. Și domnul Cristi, aici de față. Ce fac, domnule? Uite, montez grinda. Ce grinda punem azi? Ce lungime? Aproximativ 9 metri de grinda de la Altos. Promes! Da! Ultimul eveniment pe asta. Da. Cum estas? Muy bien, señor, muy bien. Muy bien, ¿eh? Muy bien, lo quiero. Marian, impresii pentru ultimul eveniment din sezonul de nunți? Impresii care sunt multe impresii. Sunt impresionat pentru că sunt foarte multe impresii. Am înțeles. Iauzi. Lead.
am terminat, aș vrea să te întreb, pentru că e ultima petrecere, da? Deci e ultima petrecere din acest sezon. Acesta. Din anul acesta, da, e de menționat, din anul acesta. Este ultima petrecere, ultima nuntă. De da? Fapt, ultima nuntă, exact. Ultima nuntă, nu ultima petrecere. Cum ți s-a părut sezonul ăsta? Eu am zis că la sfârșit de sezon m-am gândit așa, că o să pun o poză în care o să... Prima poză, înainte de sezon, în care sunt așa, tot e perfect, minunat, am entuziasm, arăt bine, n-am cearcăne, sunt ok. Iar la sfârșitul sezonului o să postez o poză cu mine, pe jos așa, ciufulită, cu cearcănele de rigoare, oboseala și așa mai departe. Peste alta, sincer, a fost un sezon plin. Au fost multe evenimente frumoase, multe evenimente reușite împreună alături de Super DJ și de DJ Matei. Mă declar mulțumită că am reușit să colaborăm atât de bine împreună. Și așteptăm sezonul următor. Cred că o să avem Wedding Blues, eu cel puțin sigur. O să fie foarte ciudat să vină sâmbăta și duminica și noi să nu avem eveniment. Da, 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 la fel și la mine. Da. Da, o să fie ciudat. Noroc că am două concerte deja prevăzute pentru noiembrie. În decembrie cel mai probabil o să avem niște corporate și dar din ianuarie, februarie, martie, cred că trebuie să mergem într-o vacanță să... Ne apucăm de streaming, facem niște de-astea așa... Pentru oameni. Bineînțeles, trebuie să ne întâlnim, să vorbim idei pentru la anul, ameliorări. Pentru că sezonul 2024 trebuie să fie minim dublu. Întotdeauna mai bine decât a fost sezonul ăsta. Asta e deviza. Să fim întotdeauna le premier, primii, cum sunt aici. Așa că, foarte fain sezonul, high five! High five! Încă unul!